Salutare tuturor, sunt Galaxy pentru un nou video de Ghost Recon Breakpoint. În acest episod ne vom continua aventura și aici trebuie să găsim informații despre... Să găsim casa lui Mandera. A fost acolo un tip, dar cred că a plecat. Suntem în zonă, dar nu mai știu care ar putea să fie casa lui. Am lăsat și o schemă, dacă încerci să vizezi pe cineva, aleși și intri din nou. Asta acolo un... o dronă, uite, oare. Uite, alta dronă. Deci că văd foarte multe scrisuri și tot felul de chestii și o pereche de pantaloni. O dronă deasupra de poliție. Asta ar putea să fie casa lui tipul ăla. Pentru că văd că totul este întors în casă. There's a good chance her neighbor was the last person to have had eyes on Madeira. Follow the breadcrumbs. I'm going to sweep the area. Yeah, behind him. Let's check that out. Keep an eye out. We may have hostile activity. Caută pe mine tipii aia. Să vorbim pe tipul ăsta, dar nu putem, că încă zice că ne batem. Thank you.
acum putem să vorbim cu tipul ăsta. Perfect. Un cupăr. Și niște mânuși 52. Dar sunt tot de nivelul 1. Cred că mă opresc să vorbim cu el. Hey pal. Salut. I'm looking for your neighbor, Paula Madeira. Paul Madeira. I haven't seen her around for a while. She just left one day. I heard Sentinel has a new engineer continuing her work. Who knows where Paula went? There was some guy, Dagger, she used to meet in Aurora's parliament. Sounded like he was one of those protest kids. Thanks. Okay, mulțumesc. N-am apucat să înțeleg tare bine. Este 5 km și vom lua, este un elicopter aici. Suntem aici să repede deschide pe să luăm și cufărul ăsta. Sper că tot misiunea asta ne... Da, tot asta e. Cred că avem ceva puncte de competență să... Uite, vedeți aici ne arată așa puntele astea două albastre și aici este doar unul verde, înseamnă că suntem de nivelul 1 încă. Că asta e 5-2. Aici avem 53 și aici avem noi. Ok, zice că sunt mai bune, dar scădem iară din nou la nivelul 1. Deocamdată le lăsăm pe astea și avem și un nou pistol. De 54, e bun. O să mă uită la puntele de competență. N-avem niciunul. De ce mi-arată? De ce mi-arată nou? Poate am deblocat ceva cu... Poate avem acces la multe chestii. E bună, e că tot mi-a dat chestia aia. Ok, stai, intram în meniu. Dar de ce m-a scos? Ah, aici. O poză din parlamentul din ora, o instituție în care arhitectura traduce, ok. Și aici... Paula Madeira trebuia să se întâlnească cu cineva în ziua când a dispărut.
eu aici. Bă, cred că este mi-am mișcă în spate, am văzut roșu. Deci trebuie să intru, dacă unde vom intra, nu știu. Hello. I'm not gonna hurt you. What the fuck? I'm looking for someone. Goes by the name of Degoro. Know where I can find him? I've said everything I know. Thanks for having my back. Mulțumesc pentru ajutorul tău. Ok, deci acum... deci în zona asta trebuie să caut. Sunt în clădirea asta mare. What the fuck? Hi. Nu need to be afraid. Nu trebuie să te temi. Ok, asta nimic. Este o misiune secundară. Chill out, okay? Hello. Bună. Doar tot despre misiunea secundară nu vorbește. What the fuck, și nu... Să nu spui că e pe aici. Jesus. God, those miserable bastards dead to... Don't be afraid. Nu știu, frică. Just stop with this shit, okay? Hello there. Zice ceva. Nu mă interesează. Nu, dar normal. Sunt tot cercul ăsta. Informații.
should I know about this? Tell me. I've told you all of it. Stop. Keep your heads down. What the fuck? Pe mapă, dacă ok, aici am tabloul de obiectiv, avem o nouă informație aici. Ok, vorbește despre încă o închisoare. La 1,8 km. Bun, vom merge și ok, să ne punem bandajul. Haideți să ne luăm elicopterul și vom merge la destinație. Sper că nu este bun elicopterul.
hostiles in the area. Requesting backup, over. Ok, să vă punem bandajul. Ok, ok. Looks like Madeira was transferred. Okay, I wonder if Daigoro knows anything about where they took her. Kill him! If you see them, pe aici. Bandera e deținută aici. Fuck, da, deja nu mai e. Deja tăi, mă ține aici 10 ore, dar nu știe nimeni. A, drona aia. De unde e drona? What?
Si tiene algún cargo de demanda. Ok, dar atât timpul când îmi arată aici pe mapă roșu. Pun ochea să elimin și ne revedem acolo. Mi-a luat un pic ceva timp ca să îi elimin. Adică de asta nu-i fata aia Paula pe care o caut eu. No Paula Madeira? A drone engineer. What are you saying? Paula? She makes drones. Like the ones flying all over the island killing folks. Hey, I don't care what you heard. There's no way she'd work for Sentinel. She's one of us. She's brave as hell, and she's an outcast. So why'd she make drones in the first place? Who the hell are you, man? Relax. I'm a friend. Okay, încet. I was on one of the helicopters that crashed. Let's get to a safe house. We can talk there. Au picat. What's your name? Nomad. What's yours? Degoro Ito. The hell are you doing in the most technologically advanced place on Earth? Shithead just smoked Merv! Trebuie să-l scurtăm pe tipul ăsta. Oh, hai să-l cupăr aici. Oh, uite, mănânci deja de nivelul 2, cred că acum trebuie să găsim chestii de nivelul 2. Serios? Wow. A, pe aici. Dacă nu cred că pe aici, da.
Ok, vom ia elicopterul ăsta mare. Să luăm controlul. Deci cred că sunt inamici. Dacă truna aia prinde pe tipul ăsta, suntem morți. Mamă, 160? O să fie. Dar nu suntem ca la 50. Ok, putem să vorbim acum cu el. You want to tell me where Paula Madeira is? She's a good person. What do you want her for? I'm working with some people to take down a sector of drones. We need her help. I heard her name when they were talking about restricted areas 01. She might be there. Zisă 01, cred că e acolo. Ok. So we know where she is. My guess, she sentinels ace in the hole in the killer drone program. Se ascunde de sentinele și... You're gonna get her, right? I don't give a shit what it takes. Și omoară pe tot. Take it easy. I'll handle it. O să mă ocup. They're attacking! In the car!
Ok, mai avem 600, putem sprinta. Putea să-mi indice unde e. What the fuck? Die, you son! Hey, Jesus, you got some more there. Ok, eu o să încerc să găsesc un mod pe tipul ăsta dacă nu va fi prea lung acest video și ne vedem imediat. Bun, am găsit să-i omor pe tip și am găsit pe asta care sunt informații despre Paula. You got any idea where to find her?
Here's what I know in a nutshell. No. Thanks. Take care of yourself. Ok, trebuie să consultăm. În centru de căutare Omega. Se vede că este departe, oare? De 900 de metri, nu este prea departe. Aici mă duc. Între timp am văzut că am și nouă arme, am mai găsit niște arme. Aici este un echipament. Este 52, o arca 74, what the fuck. Să vedem dacă avem un nou sniper, nu. Să ne luăm mânuși astea, nivelul 2. Și ăsta plus 1. Send a message, grab his skull. Să caut informații despre tipa. A, uite așa de să. Ok, nu putem. Ok, o să mă ocup de ei și ne revedem. Dispar să omor pe majoritatea dintre tipi. Să vorbim cu ea. Who the hell are you? My name's Nomad. Mă numesc Nomad. You were building drones for Walker and Stone. Tu fabricați drone pentru Walker și Stone. I was arrested for protesting. Am fost oprită pentru manifest și m-a forțat să lucrez. Making war machines is the last thing. A lot of people weren't sure what happened to you. Let's go. I'm sure more trouble's on the way. How'd you find me? Daigoro Ito.
datorită lui Stone. Not all of them. What do you know about Stone? How should I know anything? De unde să știu? He seemed to know Cole Walker pretty well. Mi se pare foarte bine că cunoaște pe Cole Walker. Know what I mean? Yeah, I think I do. N-am apucat. Da, ok, văd bine. N-am apucat să înțeleg tare bine ce au vorbit. I just can't decide where I'd rather be. Let's drink cold of this shit hole or our ranting heat, humidity down in Bolivia. Bolivia. You know, I got this buddy Stone, Red Teams. Yeah, he set up his own shop, doing contract work down in Mexico. He says down there the weather is sweet, women are soft. Este tot timpul plin de femei și de tot felul. Și ce este Red Team? Retaliation team. Realiație. Super secret squirrel shit. Ceva de clasic secret de apărare. Fiindcă noi nu suntem top secret. Nu ca Stone. E și cu ceilalți brațe mari și cu echipa lui. O secundă. Three targets coming out of the building 12 o'clock. They have rifles. Niște inamicezi din în față. Din încăpere. 325 meters. Ok, bine. 3. Send it. Date. Trimite. 1. 2. 3. Target's down. Ok. Omorâți. I don't know about contract work. Nu sunt prea fan de... Tell me that when you have two daughters headed to college. Și o să repetăm la alea două fete. Uite-te la ce săraci. Care se mișcă un pic, nu este singur, dar este un prost care vine ok, dar încearcă să-l ajute. Target's down. Omorâți. Yeah, I don't know about old Mexico. Știu că nu este prea cald de Mexic, Stone și cu mine, nu ne-am înțeles pe bine. Dar cel puțin împărțim același pat. How's it going? It's been quiet. Este liniștit. Scoală-mă. Wake me up if o să devine ceva amuzant. Things get thrilling. Când o să fie ceva amuzant. First heard about Stone a while ago. Am lucrat înainte cu Stone. Are you one of Walker's men? Ești cu Walker? Sau cu unul dintre acești lupi? No. Nu, ascultă-mă. Let's get out of here first and we can talk. Să plecăm de aici, să apoi să discutăm. Stone is scary enough without lethal drones. Stone are deja. Trebuie să sabotăm uzina. Ești nebună să plecăm de aici? Ok. We need to go. We can talk about it when we get somewhere safe. If we leave, we don't get back in. We have to hit it now. I've been preparing for this. I built a jacker to overload my energy cells in case they fell into the wrong hands. Just hook up this device and I've programmed it so that once you're out of range, they will implode. O să explodeze tot. Bun. Okay.
să nu o să le vedem din nou. Ready. Time to go. Ok, bun, acum am pus, putem pleca. Shit, it's flycatcher. Este flycatcher. Acesta va fi foarte lung. How bad is it? There's nothing a shot of tequila can't fix, all right? Listen, we gotta change your plans. We need to get you some help sooner rather than later. Trebuie să găsim ajutor și fără să întârziem, cât de cât mai repede. Take me to South Cape Station. Cap Station. Cunosc. There are people there that can help. E cineva acolo. După noi. What? Stai că nu înțeleg. Trebuie să o ducem. Accidentată grav. Și cât mai repede avem 13 minute și încă s-am pierdut cel puțin 2 minute. Fuck.
ăsta de jos. Te rog să mă duc jos și cum cobor. Pe aici? Nu, fuck. Scări, niște scări. Da, perfect. Trebuie să duc. Cum fac? Este ca un fel de caia din, cum le zice, din peștera aia. Hey.
Hei, ce a ajutat această femeie? A zis că cunoșteți un doctor. Paula. Aveți grijă de ea. Ok, totul o să fie bine. You're the outcasts. Voi sunteți parias. It's not like we chose that name. Este doar un nume. Și nu noi l-am ales. Something like that. Deci ceva de genul. Toate numele bune de teroriști. Nu suntem teroriști. They never are. Nu sunt niciodată. Freedom fighters. Și revoluționează activiști. And who are you exactly? Și tu cine ești? I'm Nomad. Right now I'm looking out for Paul Madeira. Și deocamdată o protejez pe Paula. You're one of the soldiers from the helicopter. Ești unul din soldații din elicoptere. Da. We tried to help some of you, but we only found dead bodies. Tăi, dar why would you try to help us cadavre? Out? Și de ce vrei să ne because ne we need friends. Fiindcă avem even nevoie if they do de look like the brute squad. Chiar dacă the world is more dangerous to humans than ever. Ieșit, lumea aceasta este mult mai periculoasă. I used to be an engineer at Skelltech and I was happy, but engineer la Skelltech, and some of us found out the Skelltech secret. Project Deus. Never heard of it. You've heard of transhumanism. Okay. Some of the scientists on this island want to force the next step of human evolution with technology. Project Deus wants to make computers that are more intelligent than humans. Și mai mult mai inteligent well, decât umanitatea. Nu se pare prea dificil. Oamenii pe care îi întâlnesc sunt niște proști. We came to live here because J-Scale promised us a libertarian paradise. Project Deus would put computers in control. O să ne dea puterea mașinilor și tu ce să evite asta. Da, este clar. Paula Madeira is a friend of yours. Paula Madeira este unul dintre prietenii tale. Nu ți mai gândești câte persoane cred că you can visit Paula on the medical. Este o idee bună. Poți să vezi pe Paula la infirmerie. You think we're gonna be okay? Okay. O să ne oprim aici pentru acest episod. Și dacă vă place, nu uitați să vă abonați, să dați un share. Ciao, ciao.